Rădulescu, bună seara, domnule avocat. Bună seara. O veste care astăzi bănesc și pe dumneavoastră v-a lovit. Vestea venită de acolo din Bulgaria. Judecătorii au decis, Elena Udrea trebuie extradată. Vă așteptați la o astfel de decizie cu experiența pe care o aveți la bară? Să știți că eu nu am avut mari speranțe în procedurile din Bulgaria. M-am gândit că ar fi posibil, totuși, față de toate discuțiile și probele care s-au făcut acolo, să existe și o soluție de respingere. Cu toate astea, personal, n-am avut mari speranțe, așa că nu sunt atât de dezamăgit, pentru că dacă n-ai speranțe, nu poți să ai nici dezamăgiri. Eu am aveți avut mari speranțe însă, că o să avocat? Fie exact așa cum a fost, adică... Să fie trimis acasă. Să fie trimis acasă. Am avut mari speranțe și onorata instanță din Bulgaria nu m-a dezamăgit. Ce promite Elena Udrea, domnule avocat, cu privire la acele elemente de dezvăluire? Ce s-a întâmplat cu judecătorii care ar fi fost presați să dea sentința împotriva domniei sale? Este un semn cu nasul, cum ar veni ca data trecută? Atenție, vorbesc? Sau... ce intenționează să facă dacă a lansat astăzi această informație? Eu n-am vorbit cu doamna Udrea personal ca să-mi facă niște dezvăluiri înainte de a le face probabil presei. Într-adevăr mi-a spus că are niște informații în sensul acesta, dar nu pot eu să fac speculații. Pe ce urmează? Asta nu înseamnă că nu caută un drum public juridic, din moment ce n-are nevoie de dumneavoastră în privința acestei strategii, și din nou ne întoarcem la semnul cu nasul. Pe alte culoare vrea să-și caute dreptatea, înseamnă. Păi, dezvăluirile publice în legătură cu anumite chestiuni care se întâmplă în afara sălii de judecată nu sunt controlate într-un fel sau gestionate de avocat. Domnule avocat, astea există în clipa de față un element nou. Această motivare publicată de Curtea Constituțională vă dă avantaje în procesul, de pildă, legat de recursul în casație. Adică veți invoca, dumneavoastră sau ceilalți apărători pot invoca această justificare a Curții Constituționale privind felul în care prescripția trebuie să survină fără să mai poată fi întreruptă de către judecători sau procurori, care ar scăpa în felul acesta chiar și pe Elena Udrea de fapta pentru care a fost condamnată? Sunt două situații posibile. O primă situație în care recursul în casație este admis și atunci se casează decizia de condamnare, iar dacă se rejudecă, în rejudecare, bineînțeles, că se poate pune în discuție problema prescripției. Și cea de-a doua ipoteză, când în recursul în casație va fi respins fără să se caseze decizia de condamnare, și atunci șansele sunt mici, chiar dacă noi le vom încerca și aplicând decizia Curții Constituționale. Dice domn, cu tot respectul, Florin Durgheu. Mă numesc cu plăcere să vă salut, plăcere de partea mea să vă salut. Vreau să vă spun să vă spun. Mai este și o altă cale. În afara recursului în casație, dacă a intervenit prescripția, deci și asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Dacă data săvârșirii faptelor este suficient de veche, astfel încât să intervină prescripția generală până la momentul pronunțării deciziei definitive de condamnare, da? Și aici vorbim foarte clar la persoanele care au fost condamnate după apariția deciziei 297. Ce se întâmplă atunci? Există varianta contestației în anulare, deoarece contestația în anulare la litera B poate fi formulată în orice termen. Nu ai termenul de 30 de zile de la data comunicării deciziei. Deci are mai multe arme la îndemână. Deci are contestația în anulare. Nu vreau să intervin, nu că zic, dar vreau să spun, domnul avocat, la doamna Udrea o să se aplice litera C. Adică de la C de la Târgșor.
Nu, eu nu cred speranțe. Eu am vorbit juridic. Că și domnul Chiriac, prietenul domnului Udrea, a creat speranțe două luni de zile. A zis că o salvează el de la Blagoev, grație. Nu, zisese domnul. Și data femeia mai aude, mai îi mai spun Bulgaria, mai da, crede nu, aici și, nu e vorba de doamna Udrea, e vorba de principiu. Lăsați-o să o mișcă. Dar nu, n-am treabă cu doamna Udrea. Domnule Rădulescu, vă rog, vreau să interveniți. Da, domnul Ursu, vreau să intervin, să-l salut și pe domnul Ciuvică, îi respect cu punct de vedere, sigur că fiecare gândim liber, îl salut și pe domnul Durgheu și vă asigur, domnul Durgheu, că toate variantele sunt convins. Care sunt pot convins. Fi aplicate, sunt atent studiate de mine și de colegii mei. Bun, în termeni pragmatici, domnule Veronel Rădulescu, Elena Udrea trebuie să stea, vă întreb eu în concret așa, Dina Anghelescu a făcut calendarul tuturor prescrierilor posibile în cele două dosare ale Elenei Udrea, înțeleg că în Hidroelectrica ne transmite Adina 2023 ar fi data prescrierii faptelor, 2024 în celălalt dosar. Ca atare, Elena Udrea în momentul ăsta își folosește toate căile juridice despre care dumneavoastră, cei doi avocați în direct cu noi acum vorbeați, astfel încât să rămână cu un an de închisoare sau doi, sau nu va executa mare lucru? Am înțeles ce spuneți. În dosarul Hidroelectrica în 2023 s-ar fi prescris faptele fără intervenția deciziei Curții Constituționale. Prescripția specială. Se aplică decizia Curții Constituționale, faptele doamnei Udrea s-au prescris înainte de a fi întocmit rechizitoriu, înainte de 2018. În 2018, înainte de a fi întocmit rechizitoriu chiar. Și în celălalt dosar cu banii de campanie ai lui Băsescu? Același lucru, sunt prescrise de mult. Acum, cum se vor aplica deciziile Curții Constituționale, cele două care vorbesc despre eliminarea textului cu privire la prescripția specială, rămâne să vedem, da, pentru că a mai fost odată decizia și n-a fost. Domnul avocat, să nu suprapunem lucrurile. Doamna Zamfir v-a întrebat de pușcăria asta, care e acum 6 ani. Asta nu se scade nimic, doamna Zamfir, vă spun eu, credeți-mă pe mine, cu prescrierea. Că prescrierea, dar odată ce ți-ai luat pușcăria, o faci pușcăria. Dacă intervine prescripția peste 2 ani, nu înseamnă că... Dacă nu-i definitivă, nu înseamnă că s-au prescris. Dacă intervine prescripția la Gala Bute și a luat 6 ani, dacă după un an se împlinește termenul de prescriere, asta nu înseamnă că o scot din pușcărie. Iar rămâne tot aia 3-4 ani acolo. N-ați înțeles. Dacă o instanță... Spuneți-mi, domnule Durgheu, dacă greșesc, sau domnule Rădulescu, dacă o instanță acum va considera că acțiunea nu este definitivă și faptele s-au prescris, iese din închisoare. Atunci iese complet, da. Corect, domnule Durgheu? Mai mult decât atât, și persoanele condamnate definitiv, și repet, îmi pare rău să-l dezamăgesc pe domnul Ciuvică, dar nu contează. Nu contează numele persoanei. Și persoanele condamnate definitiv pot beneficia de această decizie dacă formulează contestație în anulare cu o singură condiție. La momentul pronunțării deciziei definitive să se fi prescris din prescripția generală faptele. Bineînțeles că instanțele, bineînțeles, din nefericire, instanțele în marea majoritate nu au ținut cont de decizia CCR 297, motiv pentru care au ignorat, chiar și în situațiile în care această excepție a fost invocată. În cazul doamnei Elena Udrea, și distinsul meu coleg știe foarte bine acest lucru, dar trebuie să ne raportăm la fapte. E treaba avocaților, în mod evident, să vadă dacă îi pot aduce fericirea doamnei Udrea. Deocamdată, domnul calendarul Ursu, întoarcerii în țară e destul de clar. Sunt, dacă nu greșesc, 10 zile la dispoziție pentru a fi pusă în aplicare această hotărâre a tribunalului de astăzi din Bulgaria. Cele două servicii de poliție trebuie să ia legătura unii cu alții pentru a face transferul, fie pe cale rutieră, fie pe cale aeriană. 10 secunde, vă rog, domnule Rădulescu, mai avem. Aș vrea să vă spun un singur lucru, dincolo de tehnicalitățile juridice, de ce avem noi de făcut, pentru că cu siguranță le vom avea în vedere pe toate. Dar, dincolo de, cum să spun, de ura care plutește în jurul doamnei Udrea sau... Mă rog, în alte situații e vorba doar de invidie, nu de ură. Vă rog, haideți să comprimăm puțin. Dincolo de toate astea, credeți că este normal
ca singura persoană din România care face pușcărie pentru corupție să fie doamna Udrea, în condițiile în care știm cu toții cum... Nu e normal, da, nici pe dânsa n-am văzut-o tăvălindu-se când erau abuzurile, când erau abuzurile pe care le genera sistemul pe care ea le reprezenta. Nu se tăvălea pe jos în chidul. Să pățească exact ce au pregătit ea cu Băsescu. Nu, nu e normal nici asta, dar atunci n-a făcut nimic. Mulțumesc mult, domnule Rădulescu, pentru intervenție și pentru informații. Eu cred că justiția trebuie făcută după fapte și după lege. Păi după fapte, da, clar după fapte. După fapte, după lege și nu după nume. Dar știți, când intervine prescripția, nu înseamnă că tu n-ai comis fapta. Înseamnă că devii de nepedepsit pentru că a trecut perioada. Mulțumesc mult, domnule avocat. Răspunderea penală.